Festivalul medieval Ioan de Hunedoara a ajuns în acest an la cea de-a treia ediție, fiind organizat de către Primăria Municipiului Hunedoara și Consiliul Local în perioada 26-27 august. Festivalul, care a luat naștere în anul 2019 din dorința de a pune mai bine în valoare istoria bogată a urbei noastre prin a transpune publicul pentru câteva zile într-o lume fascinantă a poveștilor cu domnițe, cavaleri ori meșteșugari scusiți, un timp al onoarei și frumosului îmbinat cu tradiții, muzică, dans și bucate alese, ajunge la ediția a treia. Sâmbătă și duminică, Muzeul Castelul Corvinilor, Pietonala Corvin și Piața Regele Ferdinand I vor fi locurile de întâlnire pentru două zile pline de istorie, tradiție, meșteșuguri și muzică, a transmis Dan Bobăuțanu, primarul municipiului Hunedoara. Astfel, sâmbătă 26 august, în curtea exterioară a Castelului Corvinilor, va fi amenajată tabăra medievală, vor fi prezentări de costume, arme, întreceri cavalerești, ateliere tematice, dansuri medievale și concerte. De la ora 11 va avea loc ceremonia de deschidere festivă cu onorul trupelor de cavaleri. Seara, în centrul pietonal Corvin, va avea loc parada medievală, salutul ordinelor cavalerești, concert de muzică medievală, animație cu flăcări și un concert al trupei Hara. Seara se va încheia cu un spectaculos foc de artificii. În cea de-a doua zi a festivalului, evenimentele vor continua în curtea exterioară a castelului, iar seara, după ora 18, trecătorii se vor putea bucura de un spectacol de animație stradală cu lupte medievale și interacțiune cu publicul.